Un abataj al minei Petrila s-a aprins. Salvatorii lucrează la inundarea abatajului pentru a lichida incendiul care a izbucnit în data de 20 aprilie. Specialiștii din minerit spun că acum orice pericol este eliminat, iar abatajul cuprins de foc este compromis. Acest loc de muncă va intra în procesul de închidere definitivă. Astfel, minerii de la Petrila rămân cu o singură capacitate de producție, cu abatajul 434, care nu ar trebui să fie afectat de incidentul din abatajul 433. În data de 20 la schimbul 1, echipa de inspecție a minei Petrila a semnalat apariția gazelor în abatajul cu banc suminat 433. Am convocat conducerea minei, conducerea societății, am luat toate punctele de vedere și toate măsurătorile din toate punctele minei și am luat decizia de a închide acest abataj printr-un procedeu de inundare, astfel încât să nu fie pusă sub nicio formă viața în pericol a lucrătorilor și a personalului minei Petrila. Există riscul ca aceste probleme să se extindă? La acest moment nu, chiar avem, după inundarea 50% din câmpul de abataj, avem deja fenomen de regres al gazelor, nu lucrăm pe activitatea de extracție cărbune până nu este închis definitiv, estimăm ca mâine dimineață să fie închis definitiv, inundat complet abatajul. Reprezentanții Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului spun că s-au așteptat ca aceste probleme să apară, însă nu au putut fi combătute. Noi am anticipat acest fenomen de autoîncălzire. Treceam cu abatajul chiar pe sub abatajul în care au fost evenimentele din 2008. În acest sens am avut o colaborare foarte bună cu instituțiile specializate, INSEMEX-ul respectiv, ITM-ul, informări făcute la timp, măsurători făcute, din păcate n-am reușit să-l salvăm. La celelalte unități miniere din subordinea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului nu există probleme de acest gen. Deocamdată nu sunt. Acest abataj era în atenție și am toate abatajele de la mina Petrila după acel eveniment sunt în atenție și totdeauna ne luăm toate măsurile ca oamenii să nu fie puși în pericol. Mina Petrila este inclusă în programul de închidere a unităților miniere neviabile, program ce se derulează potrivit unei decizii a Uniunii Europene până în anul 2018.